am luat decizia, în urma consultării și a populației, și a locuitorilor Comunii Mihai Eminescu, și a echipei Durii a Partidului Național Liberal din Comuna Mihai Eminescu, de a nu mă mai regăsi pe listele pentru Parlamentul României, pe listele la candidatură. Această decizie am luat-o, v-am spus din care motiv, nu este unul simplu pentru mine. Vreau să-mi duc toate proiectele care le am la îndeplinire să le duc. Aș dezamăgi o parte din populație dacă aș pleca la Parlament. M-am consultat în primul rând cu ei. Și am să vă explic încă o chestiune. Faptul că am câștigat zona pe care o conduc, faptul că sunt vicepreședinte de Partidul Național Liberal, nu că nu puteam lua un loc eligibil. Deja în discuțiile care le avusesem cu toți primarii, cu toate organizațiile din județul Botoșani, eram persoana care eu nu mi-am dorit decât locul 2 la Partidul Național Liberal pe lista pentru Parlament. Consultându-mă și văzând că bătălia este destul de mare, toată lumea își dorește să ajungă în Parlamentul României fără a respecta meritocrația, pentru că noi când am pornit la drum acum 4 ani de zile, am mers pe faptul că cine câștigă zonele în toate cele trei alegeri politice, prezidențiale, euro, parlamentare și cele locale, mă refer votul politic pentru Consiliul Județean, să se situeze pe o poziție favorabilă pentru Parlamentul României. Văzând că bătălia este atât de acerbă, să știți un singur lucru și aflați de la mine că sunt unul dintre cei mai vechi liberali la Botoșani, în cadrul Partidului Național Liberal, e clar că încă există cele două fracțiuni. Că noi nu am fuzionat până la capăt și spun o realitate. Este clar că dacă nu se regăsește unul dintr-o tabără, unul din cealaltă tabără, pentru că cam toate partidele sunt tabere, depinde care tabără este mai puternică, aveam riscul de a nu scoate decât un deputat la Botoșani. În condițiile astea, eu sunt un om de partid. Dacă făceam pasul să mă bat pentru loc, puteam obține locul ăla și eu și Șoptică, poate fără achiziții, poate fără alte persoane, atunci e clar, o parte din primarii foști aveau să nu tragă pentru partid și atunci exista riscul să nu scoatem senatorul la Botoșani. În condițiile date, am decis, fiind și ăsta un factor, să stau să ajut Partidul Național Liberal, dar o voi face, tot din linia întâi, ca un responsabil de zonă și mă voi implica direct în campania pe județul Botoșani. Și eu le transmit un mesaj foarte ferm și clar. Dacă partidul, și eu sunt sigur că partidul, în urma discuțiilor care le-am avut cu toți vectorii din biroul politic, mă va desemna să mă ocup de campania electorală la Botoșani, va fi o competiție foarte frumoasă cu PSD-ul, dar candidații PNL-ului care nu performează au mare problemă. Și nu numai atât. Consilierii locali și primarii care nu vor scoate peste scorul partidului, eu le spun clar, consilierii locali în mod special de zona care se vor ocupa, vor fi dați afară toți. Eu le garantez lucrul ăsta, pentru că nu văd dacă un consilier local a ajuns pe o listă și are 200-300 de voturi și tu nu ești în stare să scoți 200 de voturi la votul politic, înseamnă că nu ești bun de om să faci politică. Același lucru, pentru că în trecutul nostru, primarii, PNL se vedeau primari, când era vorba de vot politic, plecau în concediu. Deci, asta dată se schimbă lucrurile. Și dacă mă voi ocupa de chestiunea asta, cei care nu vor trage pentru partid nu ceară bani de la București. Pentru că Ce nu puteți face Bucureștiul primarilor? Că ei să aveți un patron. nu le face nimic, nu vor primi fonduri. Deci Partidul Național Liberal va rămâne la guvernare și după decembrie, chiar dacă la nivel național vom face 32-34, cam aici e scorul partidului, eu sunt foarte realist, scorul partidului unde ne situăm, atunci eu sunt sigur că președintele Iohannis și cu Ludovic Orban au abilitatea necesară să facă majoritatea pentru o guvernare de 4 ani de zile. Eu le spun, cei ce nu se vor implica, nu vor primi. Și le garantez lucrul ăsta, Și pentru pe că mi se Botoșani pare care firesc. partidul? Partidul la alegerile locale, cred că va lua pe parlamentare, va lua peste 30%. Deci vom lua 2 deputați garantat și un senator. La al treilea, eu le spun de pe acum, să nu se îmbete nimeni cu apă rece, pentru că noi știm cu cine batem la Botoșani, ne batem cu sărăcia, în primul rând, cu asistență socială. Eu spun, Comuna Mihai Eminescu, să știți că nu are asistență socială.
Comuna Mihai Eminescu nu are oameni la ajutor social, decât câteva persoane care într-adevăr sunt bolnave, ferească Dumnezeu, atât. Dar sunt comune în județ care au 300-400, cum e Haverna, care oamenii aia sunt mașinării de vot la primăriile PSD. Și Virginia Gerard de pe cine susține pe primele două locuri la Camera Deputaților și locul eligibil la Senat? Virginia Gerard va susține lista și echipa care se va configura în urma biroului politic. Și pe cine? Este clar că îmi susțin președintele, chiar dacă n-a câștigat Consiliul Județean, deși este o palmă pentru noi. Dacă mă întrebați, timpul este prea scurt pentru a face o revoluție în partid în două luni de zile sau la lege praful din noi, pentru că sunt o persoană cu picioarele pământ. Dacă era după mine, cei ce au pierdut trebuia să plece toți acasă. Asta e o logică a lucrurilor în politică. Dar astăzi, dacă facem lucrul ăsta, că să alege praful din partid. Și nu cred că sunt omul care îmi doresc să se întâmple acest lucru, pentru că eu am mai trăit situații de genul ăsta în care partidul s-a rupt de 3 ori și am rămas tot acolo și am creat. Începând de la Liviu Câmpan, începând la Mihai Țibuleaș, la deputați. Începând... Costel Șoptică cred că va merge primul pe listă la deputați. Și va fi susținut de mine să meargă pe primul loc la deputați. Și pe doi? Pe doi cred că va fi primarul de la orașul Flămânzi, care îl susțin, este prietenul meu și noi aveam făcut echipă tot timpul, și lista va urma. La Senat, cred că va fi din aripa cealaltă, în primul loc, domnul Chiță, cred că. Cred că, da, să vedem, în urma votului politic. Am spus o prezumție, așa, cam așa s-ar configura lucrurile. Dacă tot lucrurile... știți că ați rămas două partide și nu sunteți unul, deci nu, de ce nu vă divizați? Nu trebuie oficial. Nu trebuie să facem lucrul ăsta, am pornit, suntem de dreapta, este coagulat deja. Nu ați spus cealaltă parte și acum v-ați coagulat. Am spus nu. Nu este coagulat până la capăt. Dar noi trebuie să facem echipă să câștigăm. Asta e singura soluție în județul Botoșani. Altfel nu se va întâmpla nimic. A pierdut Costel Șoptică singur alegerile pentru Consiliul Județean sau și din cauza partidului? Costel Șoptică nu a pierdut singur. A pierdut și din cauza partidului. Pentru că știm foarte bine că la municipiul Botoșani candidatul nostru, cu tot respectul, nu... Noi ești toți în campanie. Ne bazăm că stăm foarte bine în sondaje. Stăm bine în sondaje, dar noi am învățat o lecție. Și eu am învățat o lecție în decursul timpului și chiar alți primari. Știți cum e? Cine iese ultimul și stă de vorbă cu omul ăla câștigă. Că dacă stai într-un birou și crezi că ești într-un turn de fildeș și ai să câștigi, n-ai să câștigi niciodată. Cel ce are dialog cu omul ăla câștigă. Indiferent de alegeri și cum îl cheamă. Cam asta am avut în mare.